Toată lumea mă aude? Da. Super, vă rog eu frumos să vă închideți microfoanele, aveți destul de mulți microfoane deschise. Cei care bruiază mai mult, restul nu am nicio problemă, dar care vă auziți că bâre acolo ceva sau ceva, închideți microfoanele. Da, mă bucur foarte mult că ne revedem în noul an, ce să zic, la mulți ani tuturor. Dragii mei, eu sunt, nu știu, sunt plin de energie, nici nu mă așteptam, vă spun cinstit, din start, anul nou m-a bucurat, pentru că, deși n-am provocat nicio acțiune, dar am avut lideri care deja m-au sunat și care spun că sunt pe drum și care fac turnee, ceea ce pe mine mă mulțumește și am spus felicitări, asta înseamnă să fii lider, să-ți asumi tu, nu să vină cineva să-ți facă neapărat planul, poți să-l faci și tu singur. Acum, bineînțeles că este important să fim alături de comunitate, să fim alături de oamenii noștri și să începem cât mai devreme. De ce? Pentru că dacă începem devreme, e clar că e o vorbă în bătrâni, da? Cine se trezește de dimineață, departe ajunge. Da? Și este adevărat. De ce? Pentru că dacă începi în forță de la început, în primul rând putem recupera luna asta care, hai să fim realiști, cred că nu stă nimeni, wow, și nu e nimeni cu punctele de nu mai știe ce să facă cu ele. Deci e clar că ne-a afectat un pic Crăciunul și Revelionul, ceea ce era perfect normal, nimeni nu, adică e de înțeles, dar putem începe de acum și putem recupera ce s-a pierdut. Avem foarte multe lucruri frumoase anul ăsta, ați văzut, am discutat deja, planurile se vor schimba, atenție, vom face un seminar în februarie, adică la începutul februarie, nu vă faceți, ca să zic așa, niciun plan. Cine este România? Cătă, dacă nu pleci înapoi în Franța, ești alături de noi, dacă îți dorești. O să fie ori la Sibiu, ori la Alba Iulia, dar până mâine o să primești ofertele, probabil că undeva prin 8-10 ianuarie o să vă anunțăm inclusiv ofertele și locația care rămâne stabilă. O să vedem în funcție de statul român, dacă ne permite să fim mai mult de 50 de persoane, ok, dacă nu o să repetăm exact cum am fost la Alba Iulia din nou, 25-25, avem în ambele locații două săli, așa că zi Felicia! M-a sunat Lorin iaseară, deci okay. Se rezolvă în februarie, nu este nicio problemă. El era la schi, mâine vine și merge la hotel, că a fost închis decembrie și ianuarie. Va deschide hotel în mod deosebit pentru noi și totul mâine... Ok, deci vorbim detalii. Mulțumesc frumos! Da. O să anunțăm lumea și o să vedeți despre ce este vorba, vom face un prim eveniment. Așa că rezervați-vă biletele, data trecută, în prima zi sau toate. Nu mai rezervăm, eu am rezervat odată și am pierdut o groază de bani și pe avion. Da, acum nu vorbim de persoane care sunteți, cei mai la depărtare, și în Anglia și alte țări, nu avem ce să facem acolo. Din păcate, asta e situația în momentul ăsta. Da, oricum este un seminar în care ne reîntâlnim, ne remontăm, să spunem așa, câștigăm energia de care avem nevoie. Nu știu, voi cum vă simțiți? Eu mă simt foarte bine, deci vă zic sincer. Pe grup scrie lumea. Să plec în țară, deci eu acum... Da. Scrie lumea pe grup că nu se poate conecta. Nu știu de ce nu se poate conecta. Zice Nelu că nu se poate conecta, dar nu știu de ce. Nu știu. Să știți, am încercat, eu nu merge de pe browser. Deci dacă dai cumva acolo la mai multe opțiuni și dai de pe browser, nu merge nici de pe telefon și nici de pe laptop. Deci trebuie să intre neapărat în aplicație. Fiind cu link, se poate ca default să se deschide un browser. Da, și este normal să fie așa, pentru că este un meeting special creat de mine cu înregistrare. Și atunci dacă nu te-ai înregistrat, s-ar putea să nu ai acces la eveniment. Doar cei care s-au înregistrat ăia pot ca să intre în conferință. Deci din punctul meu de vedere, adresa de e-mail. Eu când am dat să intru, m-a pus să completez încă o dată formularul cu datele. Ok, atunci înseamnă că ori ok, nu contează, e foarte bine că l-ai completat și te-a lăsat să intri. Transmiteți-le și celorlalți, oricum facem introducere, mai durează un 5 minute, 10 până intrăm efectiv în, să zic așa, în caiet, da? Ok, deci, dragii mei, ne așteaptă lucruri frumoase, vreau din nou să ne revedem, cred că și voi sunteți la fel, dar să scrieți acolo, chiar vreau să-mi scrieți dacă așteptați și voi următorul eveniment în februarie, o să fie la începutul februarie, nu va fi de Valentine's Day, pentru că nu vreau să risc să nu vină oamenii la, da, toți sunt îndrăgostiți la noi în România și așa că nu vreau să risc acest aspect, așa că o să facem înainte de Valentine's Day, ca de Valentine's să fiți alături de persoana dragă și mult iubită, da? Așa că vă aștept înainte, da, de
înainte de 14 februarie, da, probabil că o să fie undeva în prima săptămână sau a doua, o să, oricum o să vă transmitem și o să fie exact, o să vă zicem exact când va fi și unde va fi. Ori încă stăm să ne gândim, ori Sibiu, la Sibiu avem și un spa frumos, avem și este patronul de acolo, este partener deja cu noi, la Alba Iulia deja avem o relație care suntem foarte mulțumiți și a fost extraordinar la trecută, ceea ce e clar că deci ne mulțumește. În 10 ianuarie plec în Moldova, o să stau 3 zile, probabil că o să fac Bacău, am acolo, mai am târgu frumos, nici nu mai știu exact, am vreo 3-4 localități, Vaslui, unde o să stau câte o zi întreagă, da, așa că dacă aveți pe cineva sau vreți o persoană mai deosebită, mă contactați și vorbim. Da, sau eventual vă spun unde sunt anumite întâlniri. După care vin și o să fac un turneu cu Tamaș. O să mergem, mă interesează în special Râmnicu-Vâlcea, mă interesează Alexandria, mă interesează Bistrița, mă interesează Piteștiu, bineînțeles că este cu Curtea de Argeș împreună. Astea sunt localitățile la care m-am gândit eu să mă duc. Dacă aveți nevoie și în alte localități și credeți că ar fi bine să fim acolo, scrieți-mi în privat și o să hotărâm împreună. În funcție de cum vă organizați voi, că doar de voi depinde, până la urmă noi mergem acolo unde suntem chemați, da, și unde avem echipă cu care să lucrăm. Venim, facem întâlniri, facem ce vreți voi, de voi depinde, scrieți-ne în privat, mie sau lui Tamaș, și ne punem de acord să venim și la voi. Da, nu o să pot depăși foarte multe zile, poate o să fac din două, asta este, da, lăsați, vedem noi după aia, în funcție de cum interesul pe care îl avem și cum avem și timpul limitat sau nelimitat. Așa că, dragii mei, pentru că suntem în 4 ianuarie, adică ce să mai zic, 1, 2 liber, 3, abia ne-am trezit din nou la realitate, în 4, uite că avem și vaccinul, da, COVID, în Anglia cel puțin sunt vreo 3 firme deja acceptate, așa că acolo, Alexandra, tu nu o să mai ai probleme, cu siguranță la voi o să dispare COVID în următoarea perioadă, așa că și la noi în România vor fi lucrurile, cred că vor intra în normal sau cel puțin vor începe să intre normal. E clar că la orice lucru trebuie să ne gândim și la ce facem anul ăsta. Anul trecut a fost cel mai bun an pentru noi sau pentru mulți dintre noi, ceea ce înseamnă că va fi o provocare. Când ai un an extraordinar de bun, când ai un an fantastic de bun, ca să zic așa, da, e clar că n-ai cum să nu fie o provocare anul viitor. De ce? Pentru că nu poți să lași tacheta jos. Trebuie cel puțin să crești, trebuie să fii pe crește, trebuie să aduci, adică să-ți menții cel puțin creșterea, da, și să ajungi acolo unde trebuie, mai ales momentumul care s-a creat deja peste 1000 și ceva de oameni lunar vin alături de noi, ceea ce e o performanță la nivel de România. Mă bucur enorm de mult, felicitări celor care se implică. Da, pentru a avea reușite și pentru a înțelege mai bine cum funcționează sau de ce avem nevoie să ne stabilim obiective, am hotărât astăzi să facem asta, să înțelegem mult mai bine ce înseamnă obiectivele, ce înseamnă a stabili un obiectiv, pentru că e important, da, să nu tratăm lucrurile foarte, cum zic, așa, pur și simplu. Da, e un obiectiv și gata, da? Cei care sunteți cu mine în fast track deja știți, ați văzut cât e de important obiectivul și este printre primele lucruri care le predau, da? Este foarte important să-l faceți și voi cu oamenii voștri mai departe. De ce? Pentru că atunci când vorbim de obiective, vorbim de lucruri care sunt clare, vorbim de acțiuni clare, vorbim de responsabilizare. Altfel, totul rămâne în aer. Sunteți de acord cu mine sau ați întâlnit de multe ori, nu știu, vi s-a întâmplat în viața asta și vreau să răspundeți încet sau chiar și pe microfon, nu contează, vi s-a întâmplat în viața asta să vă stabiliți un obiectiv care să fie doar în mintea dumneavoastră și peste o săptămână să fie cu totul altul? E adevărat, nu? Corect. Da. Normal. De ce? Pentru că un obiectiv care nu este scris, nu ai responsabilitate. Dacă tu nu ai declarat obiectivul pentru tine sau pentru oamenii din jurul tău sau alături de echipa ta, nu ești responsabil pentru el. Și un obiectiv care poate să fie doar în mintea ta, se poate pierde și poate să se transforme oricând, poate să fie un alt obiectiv. De ce? Mai un aspect, suntem emoționali. Corect? Noi reacționăm din punct de vedere emoțional. M-am certat cu iubita, cu iubitul sau cu soția sau cu soțul, gata, nu mai fac dual life. De ce? Pentru că așa cred eu că pot rezolva lucrurile sau pot să demonstrez celuilalt sau pot să nu știu de fapt de ce aș face lucrul ăsta, dar sunt oameni care fac, mă credeți, sunt oameni care în momentul în care se ceartă cu cineva sau în momentul în care au o problemă care nu are nicio legătură cu dual life, de exemplu ei se lasă de dual life, de ce?
Pentru că pur și simplu așa gândesc ei. De ce? Că sunt emoționali. Oamenii sunt emoționali. Noi reacționăm într-un mod emoțional. Asta înseamnă că suntem, cum zic, la cheremul, cu ghilimele de rigoare, a emoțiilor noastre. De asta, atâta timp cât ai un obiectiv declarat, cât ai un obiectiv și scris, ceea ce este mult mai important decât doar declarat, cât ai un obiectiv care l-ai recunoscut în fața lumii, nu mai ai cum să dai înapoi. Și de fapt, gândiți-vă că tot ceea ce faceți voi, și am mai spus asta în multilevel marketing, este pentru a ne pregăti pentru oamenii care vin alături de noi. Nu e vorba de noi, e vorba de a fi pregătit pentru cei care vor urma. Pentru că cei care vor urma vor fi oamenii care mă urmează pe mine. Ceea ce înseamnă că eu trebuie să fiu un exemplu. Cu cât sunt eu mai bun, cu cât arăt eu un exemplu mai bun oamenilor care mă urmează, cu atât îmi va fi mie mai bine. De asta chiar discutam acum vreo 10 minute cu cineva pe telefon și am spus, treaba cu leadership-ul nu e deloc ușoară. Să-ți asumi că și pentru persoana de 70 de ani și pentru persoana de 18 ani tu ești coloana vertebrală, nu e ușor. Tu ești omul la care se uită și cel de 18 și cel de 70 și spune vreau să te urmez. Hai să fim realiști. Câți dintre voi credeți că lucrul ăsta e ușor? Nu cred că e ușor. Tu trebuie să fii tot timpul atent la ceea ce vorbești, tu trebuie să fii atent la cum te comporți, tu vei fi persoana care va dezamăgi mult mai repede decât alte persoane, tu vei fi persoana care va ridica mult mai repede decât alte persoane. De ce? Pentru că tu ești lider. Și atunci tu trebuie să lucrezi la un nivel impecabil, să ai pretenția de la tine să devii tot mai bun și să devii la standarde tot mai înalte și mai ales să crești oameni. Dacă vorbim într-un an, când n-ai crescut pe nimeni, e o mare semn de întrebare. Trebuie să te gândești de ce. E ok că trebuie să schimbi ceva în mintea ta. Trebuie să schimbi ceva în lumea ta. Și atunci aș începe cu o retrospectivă a anului trecut. Da? Și bineînțeles, una dintre citatele care mie îmi plac foarte mult și vă știți că fac referire la asta, da, Michelangelo spunea că cel mai mare pericol pentru majoritatea dintre noi nu este faptul că obiectivul este prea mare și nu l-am atins, doar că este prea mic și l-am atins. Așa spuneam și eu că tot timpul o greșeală este să tinzi la un obiectiv pe care îl și atingi. Întrebarea mea este de ce n-ai tins la un obiectiv mai mare. De aia vă provoc tot timpul, încă de la început, să gândiți mare. Să gândiți mare pentru că știți de ce, dragii mei? E foarte simplu. Dacă tu gândești mare, acțiunile tale cum pot să fie? Mari. E clar că vei genera mult mai multe acțiuni, da, decât acțiuni mari. Atât ce vreau să zic. Vei genera mult mai multe acțiuni când obiectivul tău este mare decât când obiectivul tău este mic. Când este obiectivul mic, stabilești acțiuni puține. Când obiectivul este mai mare, stabilești acțiuni mai multe. Chiar dacă nu ți iese, cu siguranță s-ar putea să ți iese mai mult decât obiectivul pe care ți l-ai stabilit, dacă ți l-ai fi stabilit ca obiectiv mai mic. Dar dacă nu-l atingi, ce ai de pierdut? E vorba doar de o dezamăgire care te rog de cum încolo să vezi cu totul altfel lucrurile. Fii nebunul, da, care de ieri, fii nebunul de azi, fii nebunul de mâine, care își propune să atingă, vorba aia, soarele, chiar dacă nu-l atinge, măcar atinge luna. De ce? Pentru că e foarte important să demarezi cu toată forța ta și să faci tot ce trebuie să faci pentru obiectivul tău. Cu siguranță vei avea, te vei lovi de anumite lucruri pe drumul ăsta spre obiectiv. Adică drumul spre succes este clar că este presărat cu foarte multe eșecuri. Asta o știm. Și atunci e foarte important să fie un obiectiv mare, să ai acțiuni multe ca tu să poți să depășești aceste limitări ale tale sau momente în care poate nu ți ies lucrurile așa cum ți-ai dorit, da? De ce? Pentru că obiectivul tău fiind mare vei avea suficient de multe acțiuni pentru a depăși momentul ăla. Dacă ai un obiectiv mic, gândești mic, nu este o necesitate și o să vedem de fapt secretul pe care îl văd eu și cum aș vrea eu să găsiți voi un obiectiv și ce înseamnă să fie un obiectiv pentru voi. Și o să vedeți că de acum încolo perspectiva obiectivului va fi tratată altfel. Normal, e un caiet care l-am creat special, l-am gândit psihologic, de la cel mai mic amănunt, adică cu ce pași încep, până unde te duc și unde este secretul și unde vreau să pun punctul pe ei. L-am creat pentru voi pentru că, să știți că nu l-am susținut niciodată în Duo Life, este prima dată că susțin acest caiet în Duo Life, așa că voi sunteți o premieră, da? Dar vreau să vă bucurați de el și să-l faceți cu bucurie și să vedeți că vă ajută și o să puteți să-l puneți în practică poate chiar și cu oamenii voștri. La un moment dat o să vedeți acest caiet, asta este, o să mai facem niște sesiuni, dar care nu vor mai fi ca acum, da?
mai ales acele sesiuni vor fi atunci când vin la voi, vom avea caiete sau vom avea la un seminar în care oamenii vor plăti un anumit bani pe seminarul în sine, vorbim, da, unde o să stabilim obiectivele cu ei într-un cadru live, unde lucrurile se întâmplă mai mult. Este pentru prima oară când susțin acest caiet de pe parte online, dar sper să iasă, asta oricum o să ziceți voi la sfârșit dacă a fost așa conform așteptărilor. Deci, ca să revenim, stabilim obiective mari și nu vă fie frică de eșec, pentru că eșecul o să-l trăiți oricum, nu vă fie frică de eșec, tindeți la mai mult, chiar dacă nu veți obține, credeți-mă că veți face mult mai mult decât să tinzi la mai puțin și să obții acel lucru. Satisfacția puținului nu este reală și tu trebuie să vezi dincolo de ceea ce îți luptă creierul tău normal să-ți spună, pentru că creierul tău e obișnuit cu mediocritatea, creierul tău nu este milionarul de mâine. Hai să fim realiști, câți dintre voi vă vedeți milionari mâine? Mai puțin Alex. Dar acum realiști vorbim, nu serios acum, pentru că trebuie să ai mentalitate de antreprenor și trebuie să fii angrenat în niște lucruri care să te ducă la o posibilitate respectivă. Vă spun eu puțin și spuneți-mi voi că vă n-aveam dreptate. Nu te poți vedea că mâine poți să câștigi 1.000.000 de euro. E foarte greu, pentru că tu ai fost obișnuit cu 2.000 de lei pe lună, tu ai fost obișnuit cu 1.000 de euro pe lună. N-ai cum să te vezi, nu ai cum, mintea ta n-are cum să gândească acolo, ți-e și frică de banii aia. Mai încep să spui că sunt ochii necuratului. Că probabil aș face cine știe cu ei, m-a schimbat. Păi da, te-ai schimbat, înseamnă că tu ești. Nu am nicio legătură banii, nu da vina pe bani pentru ceea ce ești tu. Tu fii adevăr. Că dacă ești adevăr și ești autentic, și când vei fi milionar, te vei comporta la fel. Doar că vei putea ajuta mult mai multă lume cu adevărat. Da? Deci trebuie să creștem, să gândim mari, da? Trebuie să gândim mari ca să putem să tindem, chiar dacă vom avea tot felul de piedici, pentru că mintea noastră, și dacă vom gândi mic, tot piedică ne va pune. Și dacă îți propui 2 oameni luna asta, tot piedici o să ai. Așa că propuneți 50, măcar să nu fie o problemă piedica. Cu siguranță pentru 50 va trebui să faci vreo 200 de întâlniri, așa că numai decât să-ți găsești tu timpul să le faci. Da? În multilevel marketing nu există om care să nu reușească pentru că nu poate. Nu reușește pentru că nu vrea. E simplu. Viața mea a demonstrat, nu există om, până la urmă tot reușești. Dar, într-adevăr, trebuie să și faci lucrurile pe care le spui și atenție, nu că m-am muncit 2 luni, m-am lăsat 6 și după aia am vrut să muncesc 2 luni. Nici asta nu este. Deci consecvența e una dintre trăsăturile foarte importante ale stabilirii obiectivelor. Da? De cele mai multe ori poate este mult mai importantă decât multe alte lucruri. Ok. Și acum, n-o să mă opresc, dar am trecut la, cum zic, am pus câteva întrebări care mi se par geniale. Bineînțeles că le-am luat și eu din alte părți, adică de pe net le-am cules și așa, dar mi s-a părut incredibile pentru că te duc un pic să-ți analizezi trecutul. Știți, de obicei ne gândim la viitor, dar nu ne gândim oare, ne gândim la viitor din perspectiva refuzului a ceea ce suntem noi acum. Nu știu dacă înțelegeți ce vreau să zic. Oamenii de obicei se gândesc la ceea ce vor să facă, dar nu acceptă ceea ce sunt. Înțelegeți ce vreau să spun? Uite, Cătălin mi-a dat o inimă, mulțumesc din suflet. Da? Deci, de ce e lucrul ăsta? E ceva normal, să știți, este ceva normal. Pentru că oamenii, așa suntem construiți. Și ca să schimbăm lucrurile astea, trebuie să acceptăm în primul rând că tu, dacă nu știi unde te afli, dacă nu știi la ce punct pleci, nu știi dacă ce te-a deranjat cu adevărat pentru tine, dacă nu înțelegi substratul cu adevărat. Da? Dacă nu înțelegi lucrurile, râd că ceasul îmi zice că trebuie să fac pași, da? Eu acum stau aici și vorbesc, dar vorbesc, trebuie să explică și vorbitul este o muncă fizică, da? Deci dacă înțelegem ceea ce suntem, vom putea să fim mult mai clari în ceea ce ne dorim și vom înțelege mult mai bine problemele noastre reale. Și atunci, gândește-te la un moment care te-a făcut să te simți mândru de tine anul trecut. Trebuie să fie un moment de genul ăsta. Asta nu completați acum cu mine, asta veți completa, sau dacă ați completat, asta m-a rugat să completați voi, dar probabil că unii n-ați avut caietul, nu-i problemă. Dacă vreți, puteți să completați, dar trecem mai în repede peste etapa asta, că asta vreau să completați voi, că e foarte importantă această introspectivă, nu știu cum să spun, zic corect cuvântul, da? Adică să-ți intri, să vezi tu în interiorul tău și să știi cu adevărat ce ai fost și cum te simți în anumite momente și ce te-a făcut bucuros și ce nu te-a făcut bucuros anul trecut. Da? În cazul în care ar exista un titlu de ziar care descrie anul trecut pentru tine, care ar fi acela? Drumul spre milionar. Deci asta pentru mine, nu știu, mi se pare, de exemplu, vă dau un exemplu, ceea ce, gândiți-vă, acum 2 ani de zile nu gândeam așa. Acum 2 ani de zile îmi doream 10.000 de lei pe lună.
Atât aveam nevoie, că nu puteam să câștig banii ăștia, că rămăsesem vorba aia cu ghilimele gol, da? Să nu zic cuvântul. Da? Deci asta este. Da? Gândul meu acum este cu totul diferit. Asta evoluăm în fiecare an și de aia trebuie fiecare să-și găsească realitatea lui. Da? Ok. Ce lucruri neterminate lăsat în urmă și când le vei face? Foarte important. O întrebare care doare un pic. Poate și Răzvan făcea referire că câteodată e enervant caietul. Adică, da, e enervant câteodată că poate e important să ne gândim, bă, chiar am avut lucruri pe care nu le-am terminat și sunt sigur că sunt multe. Și unele care chiar sunt importante, dar le-am lăsat pe planuri secundare. Ok. Și atenție, nu, aici nu vorbim doar de dual life. Poate să fie, de exemplu, o problemă în cuplu. Poate să fie o problemă de serviciu. Dragii mei, orice lucru ăsta vă afectează și faptul că vă afectează și nu recunoașteți, nu vă poate duce mai departe. Nu sunt mare, eu nu sunt psiholog, n-am făcut psihologie. Dar, nu știu, cred că mă pricep un pic la oameni cu cât oameni am început să stau de vorbă și am stat de vorbă în anii ăștia, zeci de mii de oameni, sute de mii de oameni, da, cu care am luat legătura direct, pot să spun așa. Că asta e MLM-ul, îți oferă această șansă pe care alte business-uri nu-ți oferă. Da? Asta este unul dintre lucrurile frumoase ale multilevel marketingului. Da? Când ai avut cele mai frumoase clipe anul trecut, unde erai, cu cine erai? Deja încep întrebări care, atenție, vă duc și într-o altă perspectivă. Adică îți dau un pic de înțeles că nu e vorba doar de tine, e vorba și de anturajul tău. Da? Privind înapoi ce ai făcut diferit în anul ce a trecut, cu siguranță aici avem foarte multe răspunsuri și puteți să treceți câteva lucruri foarte importante. De ce? Că poate vor fi niște lucruri pe care trebuie să le faceți anul ăsta. Ce vis nou ai avut și l-ai atins anul trecut? E o întrebare destul de incomodă dacă s-a și întâmplat. E ok, dar dacă nu s-a întâmplat, e destul de nasol, da? Dar trebuie să conștientizăm. Când a fost momentul în care s-a frica să te tragă înapoi de la visul pe care l-ai avut? Iar e o întrebare foarte bună. Că de obicei, frica ne trage înapoi. Lasă că mi-e mai bine așa. De fapt, mi-e frică de câștig, mi-e frică de ceea ce se poate întâmpla. Să știți că oamenilor le frică inclusiv de faptul că pot avea. Am fost învățat să fim sclavi. Avem o mentalitate de oameni care nu merităm. Exact cum v-am spus, Marius Darie, colegul meu din John Maxwell Team, m-a învățat o lecție dură în viața asta și să știți că acum 6 ani când el m-a învățat lucrul, atunci am luat eu atitudine și am schimbat ceva în viața mea. Mi-a spus așa, Dinu, dacă te vinzi oaie, oaie te cumpără, indiferent care e valoarea ta. Lucrul ăsta m-a impactat fantastic și m-a durut pentru că mi-am dat seama că mă vindeam efectiv ca o oaie. Și m-am vândut oaie încă mult timp de atunci. De ce? Pentru că știm că degeaba vrem să schimbăm, că nu putem să ne schimbăm peste noapte. Asta nu înseamnă să găsiți acum argumente, spuneți, a, de-aia n-am reușit eu. Adică să dați vina, a, păi da, nu aveam cum să reușesc. Nu, dar asta înseamnă totuși să accepți că într-adevăr procesul de schimbare necesită schimbare și necesită acțiuni. Da? Deci este foarte important să accepți lucrul ăsta. Da? Ok. Ce te-a plictisit anul trecut și ai vrea să nu mai existe anul ăsta? E o întrebare, da, care iară, cum să zic, sunt lucruri pe care le facem și care nu ne aduc niciun folos și până la urmă ne dăm seama că degeaba le-am făcut, adică chiar nu au adus nicio valoare în viața noastră. Poate ar trebui să nu le mai repetăm. Da? Și în ultimul rând, nu degeaba am lăsat întrebarea nouă, este întrebarea, din punctul meu de vedere, secretul din prima etapă a caietului, ce persoane te-au inspirat anul trecut? De cine ai dori să te apropii anul ăsta? De ce? Pentru că, exact cum o spunea, umbla un citat pe Facebook și Claudia l-a postat acum de puțină vreme și eu l-am postat mai demult, da, dacă umbli, arată-mi cele cinci persoane care umbli și o să spun cine ești tu al șaselea, dar așa și este. Deci dacă te gândești la anturajul tău și adevărat acum cineva a dat un exemplu că și Iuda a umblat cu apostolii și totuși a fost Iuda. Dar, și eu îi spun, are dreptate din punctul ăsta de vedere. Deci, de multe ori, chiar dacă avem un anturaj potrivit, nu suntem oamenii care să și facem lucruri. Tocmai din cauza asta nu este suficient doar anturajul, da? Ci trebuie să fie ceva mai mult, adică trebuie să fim și noi. Nu putem spune că anturajul ne decide viața. Cine dă vina pe anturaj nu este decât un laș în viața asta și o spun direct în față. Ok? Deci, nu fiți lași. Și recunoașteți, anturajul îți dă un potențial. Tu ești adevărata valoare. Dacă tu știi să te folosești de potențial, exact cum Dumnezeu, ceea ce ne-a dat nouă, ne-a dat abilități care sunt un dar de la El pentru noi.
Dar ce facem noi cu abilitățile respective sunt darul nostru pentru Dumnezeu. Așa că, dragul meu, tu ce faci la rândul tău? Am dreptate. Nu prea mă puteți contrazice, dar în fine. Puteți să o faceți, n-am nicio problemă, pentru că, da, exact, pandemia și tot felul de răspunsuri acolo. Ăsta e adevărul. Deci, noi sunt potențialul, dacă stau între milionari, să fiu milionar este mult mai mare. La fel cum potențialul de a fi în Duo Life acum la început este mult mai mare. Dar uitați-vă cât reușesc. Am om cu 150.000 de puncte sub el și n-a făcut o înscriere personală. Deci, degeaba ai potențial dacă nu te manifesti prin potențial. Dacă nu, ființa ta nu trăiește lucrurile astea. Și asta se întâmplă de obicei pentru că n-am înțeles de la început ce obiective avem. Așa că anturajul, cei care sunteți aici, cel puțin în Duo Life, îl aveți foarte bun. Avem un anturaj acum de 15-20 de mii de euro pe lună. Până anul trecut aveam un anturaj de 2000 de euro când eu am venit în echipă. Atât a câștigat Tamaș. Anturajul nostru s-a schimbat în 15-20 de mii de euro. Tu ce faci acum? Rămâi la nivelul de 100? E alegerea ta. Poți? Cu siguranță. Te va schimba Dinu cu Tamaș, cu Antonia, cu Liliana, cu Silvia, cu Felicia, cu Alex, cu Ela. Acum eu vă zic pe care vă văd aici în primul plan de la mine, cu aveți microfon, aveți camerele deschise. Nu. E alegerea ta. Nu sunt ei de vină pentru succesul tău și nici pentru eșecul tău. E doar alegerea ta. Dacă tu vrei să dai vina pe ei, este doar alegerea ta. Poate să câștige Dinu de 10 ori bani mai mulți. Crezi că tu vei fi mai de succes? Anturajul tău ți-a crescut, dar degeaba. Are logică ce spun, nu? Și poate și doare un pic. Că înțelegem că, de fapt, nu e vorba doar de clasa în care suntem. Deși clasa în care suntem și o clasă de campioni te ridică la un nivel mai mare, îți ridică ștacheta, adică nu te lasă în mediocritate. Dar aia nu înseamnă că tu nu poți să rămâi mediocru. Dar așa este. Am trăit cine... Nu am trăit în exces. Uite, Alex, că te văd și Felicia. Când am fost în copilării, în copii, erau clase mai bune. Erau provocatoare, corect? Adică oamenii din clasă care erau mai buni erau o provocare pentru restul, corect? Adică dacă erai într-un anturaj în care oamenii învățau mai bine și tu și ție îți venea să înveți mai bine, dacă erai într-un anturaj care toți făceau numai prostii și tu făceai prostii, adică e foarte important, anturajul te influențează foarte mult, dar depinde de tine ce alegi. Am de toate, Antonia. Mulțumesc. Da? Mai bine, dar nici nu puteai spune, Alina. Nu știu la ce te-ai referit, dar mă gândesc că e un lucru bun. Ok. Mulțumesc frumos, mergem mai departe. Oricum e înregistrat așa cum să puteți să-l ascultați, da? Dragii mei, mai departe, chiar vă rog să puneți pe listă domeniile de bază în care vrei să ai succes. Eu nu vă zic, nu treceți 8, e clar că nu are sens, dar măcar 2-3 domenii în care tu vrei. Nu știu, poți să alegi plan personal, uite, în Duo Life, plan profesional, nu știu, habar n-am. Fiecare să-și găsească un domeniu în care sănătatea, de exemplu, pentru alții, da, poate să fie un domeniu important pentru ei, da? Plan financiar, habar n-am. Fiecare să-și treacă ce își dorește acolo, da? E foarte important ca exact aceste domenii să fie lucruri care vă dau un sens, care vă fac să vă simțiți ok. Adică să merite să faci ceva pentru ele. Că știți cum, altfel degeaba îți doresc să fii, da, știi, mi-ar plăcea să fiu vicepreședinte și chiar vreau să fiu, dar care e motivația ta? Păi n-am niciuna. Doar că aș vrea să fiu vicepreședinte. Și să spun, vei fi exact invers. N-ai nicio legătură. Perfect. Aș vrea să treceți cel puțin de Duo Life și după aia să treceți restul personale când completați caietul singur, da? Ok. Acum, dragii mei, înainte de a vorbi despre obiective, m-am gândit că e necesar să facem pe lucruri mici. Adică, știi când erau filmele alea de Kung Fu și de tot, îi puneau prima dată să, nu știu, să care apă, să lovească, se mirau aia de multe ori, bă, dar de ce mă pui să care apă când eu trebuie să învăț arte marțiale, eu vreau să mă învârț, să stau în mâini, să fac tot felul de lucruri. De ce? Pentru că era vorba de fapt de disciplină.
Era vorba de mult mai mult, pentru că un om de succes este un om care se disciplinează. Eu sunt unul dintre cei mai împrăștiați oameni de pe planeta asta. Dar sunt obligat să mă disciplinez. Acest caiet, gândiți-vă, un om ca mine în mod normal nu ar putea face. Dar prin disciplină poate să reușească, credeți-mă. De ce? Pentru că nu pot, mi-e greu, mi-e ăsta. Dar a trebuit să mă pun, a trebuit să fac lucrurile astea pentru că am avut o motivație puternică în spate. M-am educat pentru succesul meu. Sunt un om care are foarte multe defecte, să știți, dragii mei. Și cine nu are? Bine, eu cu Alex acum, dacă am vorbit în privat, am ști că suntem cei mai frumoși, cei mai deștepți, dar așa în fața lumii spunem că avem și defecte. Numai în privat, Alex, vorbim că suntem doar frumoși, deștepți și da, cu, de toate. Ok, deci... De vreme acasă. De vreme, da, bine, n-am vrut să o spun acum. Aia oricum trebuie să fim. Deci, hai să revenim înapoi. Obiceiuri. Trebuie să, adică, haideți să lucrăm pe lucruri mici care le putem schimba imediat. Da? De exemplu, da, nu mai stau așa de mult pe Facebook. În sensul că, nu că nu mai stau așa de mult pe Facebook în momentul în care, dau un exemplu, sunt Coca și trebuie să fac o postare video și mă chinui să fac filmulețul ăla și lucrez pentru el. Nu, ci vorbesc că de multe ori, calculați-vă pe zi cât timp pierdeți doar uitându-vă la postări care doar dați like-uri, atenție, dați like-uri și inimioare, by default, nici măcar nu citești de multe ori postarea. Ai văzut trei cuvinte, doar știi că e persoana la care tu trebuie să reacționezi, să-i dai o inimă sau un like și tu nici măcar nu știi despre ce vorbește. Am dreptate. Eu nu sunt așa, să nu mă credeți. Eu vorbesc despre alții. Toți suntem așa. Deci toți suntem așa, ăsta e adevărul. Și atunci, ce se întâmplă? Acele momente sunt momente în care noi pierdem vremea. Am învățat cu câțiva ani în urmă un lucru foarte important. Foarte mulți oameni vorbesc despre faptul că nu le ajunge timpul, corect? Dar să știți un lucru și ascultați-mă foarte bine și vreau să meditați voi la lucrul ăsta. Foarte puțin recunosc că pierd timp aiurea. Adică de multe ori facem lucruri, dau un exemplu, statul pe Facebook sau, nu știu, uitatul la telenovele sau habar n-am, fiecare știe cum pierde vremea, dar eu pot să mă joc, de exemplu, da, și să pierd vremea, adică să investesc vremea mea în ceva ce nu mi-aduce niciun folos în momentul ăsta, decât din punct de vedere emoțional pe moment și atâta. Și atunci avem o grămadă de acești timpi morți care noi pierdem și care nu-i calculăm și nici nu vrem să vorbim despre ei. E foarte greu să-i scoți unui om în contextul, să-i aduci, să-i spui, uite, mă, aici tu cam pierzi vremea, de fapt. Oh, l-ai terminat. Nu, el este perfect, el nu are timp de nimic pentru că este foarte ocupat. Dar dacă își faci un calcul, s-ar putea să fie mult mai optim și să aibă timp și pentru afacerea lui, cum ar fi în cazul de față Duolife. Da, este adevărat că Ami are dreptate că aceste like-uri sau așa ceva folosesc, da, în contextul în care și alții te văd și o chestie inclusiv de reciprocitate. Eu doar vorbeam că de multe ori chiar stăm și urmărim foarte multe postări, Ami, și chiar pierdem vreme. Adică eu chiar mă uit la o grămadă de neamuri care, crede-mă că numai mă salut cu ei din an în Paști, dar le văd toate postările, frate, și mă mai uit, uite aia mică, ăla mic ce face, ce-o mai mâncat, acum e pe WC-ul, acum că știi, am început deja să devenim nebuni, am început să ne postăm, acum mai ajungem, știi, Alex, scuză-mă de că tu e de cu restaurantul, dar mai ajungem să zicem, uite, acum mă scobesc în dinți că trebuie să postez, mă, că deja suntem ahtiați. Deci eu înțeleg postările, dar deja unii oameni au căzut într-o, cum să spun, într-o extremă care, sincer, eu unul nu o văd calitativă. Pe mine, nu știu dacă ați observat, să vedeți ce postări sau ce gen de postări am eu pe Facebook. Dar, din păcate, sunt oameni care orice fac în lumea asta, așteaptă să posteze. Credeți că ei nu investesc timp în lucrul ăla? Păi până faci poza, până scrii ăla, până tăguiești, până nu știu ce. Deci nu că te folosești doar de business, ci pur și simplu postezi orice, dar orice și în orice clipă. Dragii mei, e alegerea voastră. Eu nu mă bag să vă critic, eu doar vă zic că eu cred că sunt momente pe care le pierdem și de obicei nu e chiar ok să postăm foarte, foarte multe lucruri. Vă spun un lucru, faceți o introspectivă voastră. Dragii mei, cine postează foarte multe lucruri sau scoate în evidență, de exemplu, o familie fericită, o chestie care în fiecare clipă tu scoți în evidență lucrurile,
de obicei un mare semn de întrebare pentru mine. Nu vreau să zic nimic mai mult. Dar e un semn de întrebare. De ce ai avea nevoia să te etalezi și să alții să te recunoască că tu ești o familie fericită? Sau că copilul tău crește extraordinar. De ce ai nevoie tu de așa ceva? Dragostea copilului tău nu e în postările de pe Facebook în care îți dau ei like-uri. Da, mă bucur și m-am bucurat când am postat cu Luca, când am postat cu Matei, dar nu fac zilnic și în fiecare minut al zilei. O fac odată la nu știu câtă vreme. E treaba fiecăruia. Eu vă zic că ar trebui să vă gândiți voi un pic la voi, să vedeți de ce aveți această dorință, de unde provine, că e o nevoie. Tot ce facem în viața asta sunt nevoi. Toate reacțiile noastre sunt datorite unor nevoi. Faci o acțiune pentru că ai o anumită nevoie. Nu facem nimic gratuit. Nu facem nimic din alt punct de vedere. Și poate e bine să vă întrebați anumite aspecte ale vieții voastre. Poate e foarte ok, sunteți foarte bine. Bravo vouă! Eu vă spun doar să vă întrebați. Nu lovesc în nimeni aici, ci doar trezesc anumite semne de întrebare și vorbesc de acele postări exagerate, adică din clip în clipă cu ce fac eu sau ce face familia sau ce fac neamurile sau alte lucruri. Ok? Bun. Mergem mai departe. Deci, pentru a schimba, pentru a vorbi despre un obiectiv, hai să vorbim prima dată despre un obicei sănătos. Adică hai să transformăm sau să înțelegem, care sunt lucrurile cu care trebuie să lucrăm de acum, care sunt obiceiurile pe care îmi doresc să le schimb. Poate să mă trezesc în loc de ora 8 la ora 7. Asta, de exemplu, e un obicei care poți să faci un test. Dar atenție, noi spunem că nu pot să schimb mai mult de un obicei pe lună, ceea ce este un lucru foarte, foarte bun pentru noi. Ne bucurăm pentru că avem doar 12 obiceiuri de schimbat într-un an. Deci nici măcar nu sunt foarte multe. Așa că stabiliți-vă voi obiceiurile pe care vreți să le schimbați și începeți să le puneți în practică. De ce? Dacă puteți să faceți lucrul ăsta, sunteți pregătiți pentru lucruri mari. Da, ok. Bun. Mă scuzați dacă mai sunt ceva greșeli de, nu știu, ortografie sau ceva pe aici, că văd că cineva îmi spune, dar în privat nu e nicio problemă să mi le scrie, că o să le corectez. Bine? Ok. Deci, dragii mei, este foarte important să creăm un obicei, da? Și să vedem că ne va ajuta în ceea ce înseamnă, de fapt, obiective, unde avem mult mai multă energie de pus în joc, unde avem un target mult mai mare, o dorință mult mai mare, nu doar pur și simplu faptul să mă trezesc de la ora, în loc de ora 8 la ora 7 sau să nu mai întârzi la întâlniri și să vin la fix sau dacă am promis că vorbesc o oră, să vorbesc o oră, nu să vorbesc două. Ok? Bun, perfect. Mergem mai departe. Așa că vă las la latitudinea voastră să treceți ce obiceiuri vreți voi aici și care vi le doriți să le schimbați. Încercați și dacă veți putea schimba un obicei, o să vedeți că veți putea schimba lumea. Bun. Clar, un obiectiv este un vis cu termen limită, da, și atunci e clar că obiectivele nu poate să fie vreau bani, vreau să fiu un om de succes, vreau să ajung cel mai de succes om din compania asta. Asemenea lucruri nu au cum să fie obiective reale, da? Vreau să o duc bine, vreau să-mi fie mai bine. Când aud obiective de genul ăsta, deja îmi dau seama că persoana respectivă nu are nicio treabă cu ceea ce își dorește el cu adevărat. Omul respectiv nu se cunoaște nici pe el, nu înțelege sau nu-și vrea să zică ce nevoi are cu adevărat, se ascunde și o persoană care se ascunde față de la el, care se ascunde față de lumea din jurul lui, este o persoană care, din punctul de vedere, nu poate să aibă succes. De ce? Pentru că în multilevel marketing, succesul tău depinde de succesul oamenilor tăi. Dacă tu ești o persoană ascunsă, cum crezi că vor fi oamenii tăi? Dacă tu nu poți să vorbești deschis despre ceea ce-ți dorești tu, cum crezi că vor vorbi oamenii tăi? Da? Dar e timpul să gândim mare, da? Și atunci trebuie să ne gândim la niște obiective care trebuie să fie cum? Smarter. Da, smarter este ceva mai nou, dar am creat împreună cu cei din GMT, Marius Daria m-a învățat obiectivele smarter, da, așa că ce înseamnă smarter? Înseamnă, de fapt, cum să zic, este, ne-am dat seama că oamenii nu pun accentul pe anumite lucruri și atunci a trebuit să completăm pentru ca oamenii să își dorească mult mai mult, adică să înțeleagă și să devină de fapt mai responsabil pentru ceea ce spun. Ce înseamnă smarter? Specific, măsurabil, ambițios, realist, temporizat, evaluare și reevaluare. Specific, obiectivul trebuie să fie foarte clar, cât mai amănunțit.
Da? Deci vreau bani, nu mă încântă cu nimic. Dacă o persoană vă spune sau un partener vă spune vreau bani, întrebați-l când ai spus că vrei bani, la ce anume te-ai referit. Este foarte important să înțelegeți cu adevărat ce își dorește omul ăla, pentru că una este să-și dorească 200 de euro pe lună, una este să-și dorească 2000 de euro pe lună, una este să-și dorească 200 de euro într-o lună, una este să-și dorească 200 de euro în 7 luni. Da? Deci sunt lucruri total diferite, acțiuni diferite pentru obiectivul respectiv. Să nu credeți că multinaționalele, de tâmpite ce sunt, dar folosesc obiectivele. Să nu credeți, dragii mei, poate sunteți frustrați puțin sau poate ați venit în multilevel marketing după lozinca aici muncești cu cine vrei, când vrei, dacă vrei și vei avea succes. Prima parte este adevărată. Aici muncești cu cine vrei, dacă vrei și cum vrei, da? Dar și vei avea succes este fals. Nu există așa ceva. Nu degeaba oamenii de succes sunt oamenii organizați, oamenii care au claritatea acțiunilor. De ce fac astăzi ceea ce fac? De ce astăzi mă joc sau de ce astăzi mă uit la un film sau de ce astăzi fac o prezentare? Adică este lucrurile când sunt clare, pentru acțiunile tale sunt clare, de ce faci ceea ce faci, atunci vei putea cu adevărat să lucrezi pentru obiectivul tău. Deci trebuie să fie neapărat specific, dar să-l înțelegi foarte clar ce-ți dorești tu, cu adevărat, da? Obiectivul tău. Și dragii mei, atenție, obiectivul tău, o să spun și mai târziu, dar e momentul să spun, trebuie să fie o necesitate absolută. Deci dacă obiectivul tău nu este ca aerul pentru tine, nu te aștepta să ai succes. Foarte multe persoane, chiar aveam o discuție cu cineva acum, care spune, am încercat și n-am reușit și cu asta basta. Și a spus foarte clar, n-ai făcut nimic de fapt. O persoană care nu mi-a spus niciodată ceea ce își dorește cu adevărat, nu a venit să facă training-ul, n-a venit să se pregătească, nu a făcut prezentări singură, n-a învățat tot ce trebuie să învețe. Cum poate să-mi spună că a făcut ceva pentru ea? Dragii mei, îmi pare rău să ți-o spun, n-ai făcut nimic. Nu poți să ai succes nefăcând nimic din ceea ce trebuie să faci. Sau făcând nimic din ceea ce trebuie să faci. Da? E clar că n-ai cum. Deci tu trebuie să te pregătești, tu trebuie să fii prima. De-aia este foarte important să înțelegi obiectivul cu adevărat. Măsurabil, în cât timp vreau să obțin. Este foarte important să te gândești, ok, vreau într-o lună, vreau în 3 luni, în cât timp îl vreau. Da? Ambițios? Dragul meu, trebuie să fie un obiectiv ambițios și de ce îți spun lucrul ăsta? Dacă obiectivul tău se va realiza, de exemplu, tu vrei 2 consumatori în luna asta, dar tu oricum vei avea 2 consumatori. Dacă tu vrei doar 2 consumatori în luna asta, este clar că, cum să zic, poate obiectivul tău nu este ambițios, nu o să-ți dai niciun interes și nu o să generezi acțiuni suplimentare. Ceea ce înseamnă că procesul de transformare al tău nu va exista. Ceea ce înseamnă că ceea ce ai avut până acum vei avea și în viitor. Pentru că este simplu și Einstein o spune foarte frumos. Este nebun omul care crede că făcând aceleași lucruri va obține rezultate diferite. Corect? Nu ai cum. Și atunci este foarte clar, dacă obiectivul nu este ambițios, înseamnă că nu este procesul de transformare. Nu este pus acolo doar de dragul de a puse. A, să fie ambițios obiectivul. Nu. Este vorba de te transformi, ești dispus să te transformi sau nu? Ești dispus să evoluezi? Sau vei să rămâi mediocru toată viața? Este alegerea ta. Deci obiectivul trebuie să fie ambițios ca să te provoace la acțiuni noi, acțiuni care te vor durea, acțiuni care poate sunt neconfortabile. De ce? Pentru că tu îți dorești să evoluezi. Realist. Și aici este șmecheria. De-aia am introdus E și R, tocmai din cauza realistului. Pentru că de obicei oamenii când spui dacă e realist, se gândesc, păi e realist, bă, cred că pot să-l fac. A, păi vorbesc cu 5-10 și cred că l-am făcut. Dar, de fapt, secretul în tot smarterul ăsta, unul dintre punctele cele mai importante este fix R-ul. Pentru că R-ul înseamnă să-ți faci un plan clar de acțiuni. Eu tot timpul spun că un obiectiv, în teorie, scris pe o foaie, poate abia atunci să fie o practică. Nu altfel. Deci doar un obiectiv pe care îl trece și cel puțin în teorie îți dă logic, poate să fie un obiectiv care, adică în practică, poate să fie, poate să ajungi în practică să fie real. Dacă nu poți să treci pe o foaie la nivel de teorie, cu siguranță n-ai nicio șansă să-l obții în realitate. Ok. Deci, realist înseamnă să treci toate acțiunile pe care le ai nevoie pentru a obține obiectivul respectiv. Temporizat. Obiectivul nostru poate fi delimitat în timp,
poate fi măsurat? Bineînțeles că da. Da? Adică dacă avem un obiectiv, de exemplu, până în 15 ianuarie, uite, unul dintre obiective să fie la voi până în 15 ianuarie. Dacă ai un obiectiv până în 15 ianuarie, este clar că poți să-l evaluezi la 3 zile. Suntem data de 4, mai avem 11 zile. 10 zile, hai să spunem de mâine, da? Deci tu vei ști ce trebuie să faci în următoarele 10 zile ca să obții obiectivul. Dacă nu ți l-ai stabilit și nu poți să-l urmărești, o să te trezești la sfârșit că poate nu l-ai obținut și o să spui, bă, dar n-am putut să-mi dau seama mai devreme că poate schimbam acțiunile. Ei, nu s-a întâmplat asta pentru că tu n-ai avut o analiză, da, în timp. Tocmai din cauza asta am adus evaluarea. Evaluarea este clar pașii concreți pe care trebuie să-i faci, acțiuni concrete pe care trebuie să le faci ca să-ți obții obiectivul. Și reevaluarea este momentul în care, în partea de temporizat, de fapt, intră evaluare și reevaluare. Reevaluarea este momentul în care tu înțelegi dacă ceea ce faci te duce către succes sau nu. Dacă nu te duce, ce faci? Nu te enervezi pe viață, cum au făcut mulți prieteni de-ai mei, da? Dragii mei, colegi și prieteni, unii dintre voi, și gata, te lași, nici nu mai știe lumea de tine. De ce? Pentru că tu nu faci față schimbării. Asta e secretul tău. Aici e punctul pe care tu trebuie să-l depășești. Acum ți-o spun în live. Din păcate, eu nu vreau să fiu psihologul nimănui și n-am timp, în ghilimele, la câtă lume am de lucrat, n-am timp să fiu psihologul oamenilor. Dar acum îți dau răspunsul pe față. Tu ești problema. Imediat ai fugit la primul hop, ai spus nu mai fac față, am alte proiecte, sunt băgat în tot. Ce ai făcut? Exact, ți-ai dat cu piciorul la șansa ta. Și nu mai spun de oameni care au zeci de mii de puncte sub ei și alții ar zice că l-ar prins de pe, cu ghilimele, să mă înțelegeți, nu mă înțelegeți greșit, l-ar prins pe Dumnezeu de picior dacă aș avea un picior atât de stabil. Unii primesc și fug și nu vor trăi succesul, alții acceptă provocările și merg. Dar vedeți, aici e diferența și de aia de cele mai multe ori spun degeaba primești dacă nu vezi. Degeaba ți înscriu oameni dacă n-apreciezi oamenii care ți-am adus. De-aia aleg foarte bine locurile unde pun oameni. Este o vorbă, da? Degeaba aruncăm mărgăritar și n-are cine să-l primească. Trebuie să fie și mentalitatea potrivită. Și aici tot din cauza a noastră, pentru că n-am avut un obiectiv clar, se întâmplă. Este psihologie curată. Când nu înțelegi ce trebuie să analizezi, vei fugi și vei sta în umbră. Vei sta în întuneric, nu vei sta în lumină. Când îți vei înțelege toate temele, când vei înțelege ce trebuie să faci cu adevărat pentru a avea succes, dar succesul trebuie să fie ființa ta, adică trebuie să fie din sufletul tău. Eu când știam că am 2500 de euro, 10.000 de lei, știam că trebuie să-i dau la premier pentru nașterea lui Diana și cu două înainte eu n-aveam decât datorii și rupsesem orice contract și nici măcar nu mai vreau să fiu în firma de respectivă pentru că nu-mi plăcea leadership-ul respectiv și am spus nu pentru că sunt un om care își dorește leadership și poate să ia de la zero oricând și am demonstrat-o că am făcut bine ce am făcut. Dar vă dați seama, în două luni trebuia să produc 2000 ceva de euro cu datorii cât casa, fără niciun ban, fără niciun venit. Fain, nu? Dacă n-aveam motivația asta suficient de puternică, adică pentru mine nu era o întrebare dacă trebuie să am succes în dual life sau nu. Sau pot să am succes sau nu. Pentru mine era o necesitate. Era ca aerul. Hai să vă mai spun ceva, vedeți, poate nebunia asta din mintea mea m-a adus unde sunt, dar hai să vă povestesc când aveam 19 ani, nu 19, 20 de ani, a 20 ceva, pardon, mă scuzați, și 20 ceva, da, un pic, 21 sau cea de genul, și am lucrat în una dintre cele mai mari companii de IT din lume, din România, era în top 2, ea și RHS erau, Align Distribution și RHS. Și pe vremea aia, când am lucrat, eram un om de sacrificiu care a venit într-o sucursală care era pe ultimul loc, care avea miliarde, atenție, miliarde, da, în garanții nerezolvate, era în domeniul IT-ului și probabil că eram un om de sacrificiu. Și a fost un moment în care patronul companiei respective, în momentul ăla,
m-a zis că mai bine să mă duc să vând ceapă în piață decât să rămân în firma lui. Și cuvintele au fost mult mai urâte. A spus du-te și puncte, puncte. Deci, nu știu câți dintre voi ați fi rămas în compania aia. Sincer, nu știu. Și în momentul ăla am realizat ceva. Dacă plec, sunt un no-name pe piață, sunt un ratat și așa voi fi privit de piață. Dacă stau și demonstrez valoarea mea, am de câștigat. Și în contrar a ceea ce poate mulți dintre voi ați făcut și l-ați fi trimis în măsa, scuzați-mă de expresie, și ați fi refuzat, ați fi făcut pasul ăsta pentru că până la urmă nu sunteți voi cei să stați la chelemul și e normal. Da, chiar dacă ați făcut lucrul ăsta, eu am rămas. Am rămas și după un an de muncă cu echipa pe care am format-o, de pe ultimul loc am ieșit pe locul 3 după București și Cluj, care nu puteam să le depășesc nicicum pentru că aveau o piață enormă. Am ajuns de la 50.000 de dolari rulaj lunar la 1 milion de dolari în 30 septembrie de ziua mea. Și vreau să vă zic că au venit atunci cei de la Intel și Microsoft și pur și simplu nu i-a interesat nici ce facultate am, nici câte limbi vorbesc, ci mi-au spus doar pentru câți bani. Asta înseamnă să ai valoare. Și am plecat în luna în care am făcut cea mai mare performanță în compania respectivă. Ăsta e nebunia lui Dinu. De asta cred că pot să am succes. Nu știu, luați-o ca și pe o experiență de viață. Dar am trăit și am știut niște lucruri, am făcut niște calcule și mi-am dat seama de niște lucruri. Momentele în care sunt, îți decid viața, ce fac atunci? Accept să fiu călcat în picioare, dar știu pentru ce trag? Pentru că oricum, știți cum, mai există o vorbă și am înțeles-o de mult, bucuria prostului este schimbarea șefului. Nu știu dacă înțelegeți, știți, umblă printre angajați. Bucuria prostului este schimbarea șefului, care crede că vine un șef și va fi mult mai bine cu noul șef. Știi, asta umblă prin multinaționale, prin tot felul de, da, și eu am trăit lucrurile astea, da? Așa că nu vă bucurați că schimbați, faceți ce ține de voi, demonstrați-vă vouă în primul rând și o să vă fie bine. Și acum vreau să vă zic că poate dintre mulți sunt omul care stă în legătură cu respectivul milionar și care m-a apreciat, am fost singurul bărbat acceptat de el ca șef de sucursală. Din 13 sucursale eram singurul bărbat, restul toate erau femei. Da, și care la un moment dat, după, de la du-te încolo, da, și fă pași, a ajuns să mă aprecieze să fiu unul dintre cei mai importanți oameni pentru el și care când am plecat din firma lui, am plecat, i-a părut foarte rău, am vorbit de foarte multe ori după aia cu el, mie tipul e milionar și am învățat foarte mult de la omul ăla, chiar dacă a avut și multe părți negative, dar am învățat foarte multe, da, și care a doua, peste 2 ani, a venit și m-a cumpărat și pot zic că m-a răsplătit cu banii pe care eu zic că aș fi meritat înainte, mi-a dat înzecit înapoi pentru că mi-a recunoscut valoarea. Și uite-te cum ajungi pentru că arăți și demonstrezi ajuns să fii valoros. Dar nu înseamnă că vin toate lucrurile astea bătând din palme, magie și orice. Nu, dragii mei, e vorba de o muncă în spate, e vorba de o încredere că ceea ce faci, faci bine și fă. Dar fă pentru echipa ta. Da? Și oriunde am condus, și la 22 de ani, când m-am dus în Align Distribution prima oară și am intrat și m-am împiedicat ca tântălău de cablurile de acolo, de ăia prezentau nou regional manager, adică eram directorul zonal, da? Și m-am împiedicat de cabluri, îți dai seama că au râs fetele alea de mine care erau la call center, da? Ce am făcut? Am pus mâna pe telefon și am spus, uitați cum aș da eu un telefon. Când a fost vremea de a stat în cel mai deficit moment și adică era un moment greu și nu făceam vânzări, în ultima zi din lună și aveam un target, eu am dat mâna pe telefon și am spus, uitați-vă cum aș face eu. Și am dat mâna pe telefon și am obținut miliarde de comenzi. Asta înseamnă să creezi relații, să fii un exemplu, să muncești la fel ca orice alt om. Oamenii când mă întreabă cum se comportă un director național, vă spun și acum, ca un club member. Niciodată directorul național nu uită club member-ul.
Ok? Da, cei care au fost cu mine pe vremea aia spun că și ei mi-au luat cablurile în picioare. Na, nici nu mi-am mai adus aminte. Așa este, că într-adevăr ai fost cu mine pe vremea când eram la Align. Mulțumesc, uite că tu știi istoria de atunci și uite-te că după atâția ani suntem și aici împreună. Bun. Așa că, dragii mei, să revenim înapoi. Este foarte important aceste obiective să fie, da, să stabilim inclusiv la E un plan de acțiune și la R să reevaluăm lucrurile. Da? Și acum, pe baza acestui obiectiv, vă rog frumos să treceți voi 4 obiective. Vă las timp, vreo 2-3 minute, da, să treceți măcar 2 obiective acolo. Unul până în 15 ianuarie și dacă vreți, vă sugerez unul până în, nu știu cât avem acum, 28 de zile, nu știu exact, în februarie, da? Cât are anul ăsta? Da, 28. Faceți obiectivul ăsta să conteze pentru voi. Ha, Silviu a fost cu mine, a lucrat cu mine în perioada aia. Oh, nu vine să cred, Silviu, da, ești aici. Corect, Silviu, uite, avem un om care a stat cu mine și a fost unul dintre colegii mei de muncă pe vremea aia. Foarte tare. Și câte a fost din punct de vedere al omului care cumpăra de la noi marfă. Ah, ce frumos să trăiești după atâția ani. Câte vezi că tu scrii în privat tot timpul, să știi. Sau? A, nu scrii în privat. Ba da, scrii în privat. Da, știu, Dinu. Dinu îți prelua garanțiile, corect. Te urmăream cu obiectivele smart și cu consumatorii de timp, că e foarte important ca fiecare să observe în zi de zi ce înseamnă timpul consumat. Și a, consumatorii de timp, am crezut că am scris eu greșit la consumator ceva. Am înțeles acum ce vrei să spui. Consumatorii de timp, aici la fel cum spuneai de mediile de socializare fără sens, și totodată la evaluarea obiectivelor. Mulțumesc frumos, Cătă, că ăsta este o persoană cu experiență și mă bucur enorm că este alături de noi. Asta face și el, a făcut și în România același lucru, acum îl face undeva prin Germania, așa că fiecare avem drumul nostru, dar uite, este și în Duo Life alături de noi. Bun. Mergem mai departe. Așa. Dragii mei, aici am un subiect foarte frumos, dar puterea de a atinge obiectivul vine din două direcții. Și într-adevăr, poți să te axezi pe lucruri pozitive, dragul meu, și să te gândești ce bine ar fi să se întâmple lucrul ăsta, sau poți să te axezi pe frică. Acum, frică în sensul că uite ce s-ar întâmpla dacă n-aș obține lucrurile astea. Dar probabil că toată lumea, în mod normal, ar agrea această reală, adică această pozitiv, cum zic, lucru pozitiv, adică uite ce aș putea face, da, dacă aș ajunge acolo. Dar vă spun că de cele mai multe ori nu ține și dacă ne uităm în viața noastră și studiem principiile lui Cialdini, tocmai ce am predat și eu unul dintre cursurile pe care am predat și cred că este și pe YouTube, da, puteți să intrați pe canalul meu să-l vedeți, o să vă dați seama că oamenii nu reacționează, adică reacționează mult mai repede la teama de a pierde decât la un posibil câștig. De ce? Pentru că, din punct de vedere psihologic, un câștig, dacă nu-l ai sau îl poți avea, e ok. Dar când știi că pierzi ceva, atunci deja din ceea ce tu ai. Și din punctul ăsta de vedere, dacă vedeți lucrurile din perspectiva asta, vă influențează mult mai mult decât dacă te vei gândi la un lucru pozitiv. Și am un exercițiu extraordinar pe care l-am mai făcut cu unii dintre voi, pentru unii este nou, dar vreau să repet pentru că este fantastic. În momentul în care tu ai stabilit un obiectiv și ți este greu să-l faci, este greu să te ții de el, este greu să faci următoarea acțiune, chiar vă rog, dacă se poate, mai deschideți-vă camere, că așa de bine mă simt cu voi dacă vă văd și eu în față. Mi-e chiar bine, mai ales că suntem intimi aici, suntem numai noi. Da? Da, deci, bucur mult. Da, deci dacă ți este greu, și cui nu este greu, este normal să-ți fie greu, este normal la un moment dat să-ți dorești să renunți. Ce trebuie să faci în momentul ăla? Vreau să te gândești la
Și vreau acum să faci un exercițiu pentru voi. Gândiți-vă în momentul ăsta, toată lumea, la cea mai importantă ființă din viața voastră. Eu, cea mai importantă ființă pentru mine. Gândiți-vă fiecare pentru el. Pentru fiecare, probabil că ființa cea mai importantă este altcineva. Vizualizați-o. Este acolo în fața voastră. Imaginați-vă că este în fața voastră și e reală. Sunt sigur că ai și tu, Cătă, știu cine îi. Chiar dacă tu ești cea mai importantă declarativ, emoțional sunt alții. Și știu sigur că ai niște postări câteodată și despre mama care te fac să îți dai seama că ești un om sufletit și ai acolo ceva în sufletul tău diferit. Da? Adică un lucru pozitiv din punctul meu de vedere. Deci, gândiți-vă acum clar la persoana respectivă. Acum, momentul în care ți este greu și nu mai poți să faci, nu știu, crezi că nu mai are sens să muncești pentru obiectivul care ți l-ai propus sau nu își mai are sens în momentul ăsta sau vrei să renunți, gândește-te că tu îi spui, eu pentru tine nu pot face asta. Eu pentru tine nu pot face asta. Dacă nu te doare, înseamnă că nu e cea mai importantă ființă din viața ta. Dar dacă te doare, ar trebui să-ți dea de gândit. Vă pun spune, puteți să o luați și în perspectiva pozitivă, chiar dacă e negativă. Și fiți atenți cum am făcut-o eu. Când acum câțiva ani eram în fosta companie și lucrurile nu mai erau deloc bune și era clar că puteam fi dat afară oricând și școala mea era cu semnul întrebării, stăteam dincolo. Cred că trei ani. Luca avea un an, aproximativ un an. Trei ani a fost, da? Stăteam în bucătărie și Luca se plimba pe mașinuța lui. Se împingea cu piciorușele cum putea el, că atunci nu putea să facă altceva. Și pur și simplu mi-aduc aminte că se plimba pe lângă mine și eu nu știam ce să fac. Să renunț la Network Academy sau să creez Network Academy. Atunci a luat ființă Network Academy, de fapt, cu adevărat. Și m-am uitat atunci la el, țin minte, cum se plimba el pe acolo și am spus, Luca, tata pentru tine poate. Tata pentru tine poate. Și credeți-mă că momentul ăla a fost momentul în care nu mai aveam drum de întoarcere. Pentru copilul meu, care era cea mai importantă ființă în momentul ăla pentru mine, puteam să fac orice. Pentru mine nu făceam orice. De-aia ai spus și lui Cătă, la fel. Știți că de multe ori pentru noi nu facem orice. De obicei, pe noi ne punem mai pe loc planul 2, mai ales când vin copii, înțelegem cel mai bine lucrurile astea. Asta a fost gândul meu. Tata pentru tine poate. Așa că poate tu poți să transformi și într-o chestie pozitivă, chiar dacă e negativă, și să spui către ființa cea mai importantă, eu pentru tine o să fac treaba asta. Eu pentru tine pot să o fac. Și să-ți iei energia, chiar dacă dintr-o teamă, într-un mod pozitiv, să te alimenteze, să-ți dea forța, să treci peste eșecurile care oricum o să le ai, dragul meu. Nu există om în lumea asta să nu trăiască eșecul. Nu există. Ce sens are atunci să ne facem așa mari probleme pentru el sau să-l trăim, să-i dăm o amploare atât de mare? N-are sens. Ne afectează pentru că e normal să te afecteze, te scoate din normalitate, dar acțiunile tale care tu acum începi să le faci noi, oare nu sunt altfel decât ai făcut până acum, decât ai acționat până acum? Nu e normal să se întâmple și lucruri la care nu te aștepți? De ce crezi că viața ar fi altfel? De ce crezi că acțiunile tale diferite n-ar produce și lucruri care nu te aștepți la ele și care poate să fie cu ghilimele negative, dar nu sunt negative pentru că tu vei învăța și vei deveni tot mai bun în ceea ce faci? Și da, unii primesc 10-100 de refuzuri și continuă mai departe. Alții primesc 3 refuzuri și se opresc. Și eu pot să spun atunci că drumul spre succes sau în drumul spre succes pe care îl avem toți e ca o autostradă în care unii doar alegem să tragem pe dreapta. Atât. Potențialul avem toți. Nu ne naștem egali și nu ne-am născut egali niciodată, e clar. Nu pot să zic că m-am născut egal față de un om care nu are mâini și picioare, e adevărat?
Pot să spună careva de aici că s-a născut egal cu el? Nu. Dar ne-am născut cu potențialul și cu dreptul la egalitate. Dar pentru aia noi trebuie să facem ceva. Ok? Ok. Deci, este important să înțelegi de ce-ul pentru care îți dorești să ajungi acolo unde ți-ai propus. Dar atenție! Ce motiv poți găsi pentru a face obiectivul tău o necesitate? Nu doar să fie 1.000 de euro până la... Dar de ce vreau 1.000 de euro? E, pur și simplu vreau 1.000 de euro. Nu, aia nu e o necesitate. Găsește un motiv real pentru care obiectivul tău este o necesitate în Duolife. Și o să vezi că atunci vei avea succes. La fel cum pentru mine a fost banii pentru că Diana urma să nască și nu aveam niciun ban strâns și trebuia să achit cu ceva da, nașterea ei. Și nu numai. Deci lucrurile au fost niște necesități la mine. Motivația din spatele lor. Scrieți tu acum motivul pentru fiecare obiectiv stabilit cu adevărat. Ca să fii sigur că obiectivul tău va deveni o necesitate, nu doar un simplu obiectiv. Și aici o spune foarte frumos Van Gogh, lucrurile mari nu se fac din impuls, ci în o serie de lucruri mici puse cap la cap. Dacă nu este un, dacă motivația, dacă motivul nu transformă obiectivul în necesitate, ai slabe șanse de reușită. Găsește-ți altul că nu este realul. Că nu ești aici pentru că ești milionar și n-ai ce face cu timpul, ești aici cu siguranță pentru că îți dorești o viață mai bună. Îți dorești poate o comunitate pe care n-ai avut-o niciodată. Îți dorești să călătorești acolo unde nu te-ai dus niciodată sau unde nu ți-ai permis să mergi. Îți dorești o viață mai bună pentru copiii tăi. Cu siguranță fiecare avem o motivație cu adevărat ascunsă în spatele unui obiectiv care poate să fie 2.000 de euro pe lună sau 10.000 de euro pe lună, că mai nou se poate. Mă bucur enorm de mult că demonstrăm că în fiecare an și demonstrăm lunar că oameni vin, oameni noi și ajung să câștige bani cu adevărat. Din punctul de vedere, Duolife, din punctul meu de vedere, este una dintre companiile care răsplătește cel mai bine și cel mai corect munca în ziua de azi. Poate nu pot zic neapărat corect, că nu știu ce înseamnă corect, că trebuie să am un etalon. Dar din experiența pe care am avut-o cel puțin în companiile în care am fost până acum, Duolife pentru munca depusă și într-adevăr am muncit, m-a răsplătit cel mai bine. Mi-a recunoscut valoarea cel mai, într-un mod cel mai frumos. Din toate punctele de vedere. Anturaje, da, comunitate, patronat, oameni dedicați, etc. Produse și tot felul de lucruri. Și acum finalul, pentru că este cel mai important. Fiecare obiectiv e cel mai important. Toate sunt importante, dar este de a pune punctul pe ei. Fiecare obiectiv începe cu acțiune. Da? Pentru asta te rog să stabilești împreună cu sponsorul tău sau cu persoana care lucrezi, da, 3 până la 5 pași mici pe care le faci zilnic. După care mai împarte pași în alte 3-5 pași mici. Adică, ce vrem să facem? Trebuie, de exemplu, trebuie să dau 10 telefoane. De ce? 10 telefoane pentru că eu vreau, asta trebuie să fac zilnic. Și atunci pași mai mici, da, la cine dau telefoanele, da, tot felul de lucruri care să le înțelegi mult mai simplu. Și cine mă poate ajuta, este foarte important, cine te poate ajuta să-ți obții obiectivul, cu cine lucrezi cu adevărat. Numai, deci, dragii mei, eu vă spun chiar dacă vă place de Dinu, chiar dacă mâine ați plecat din echipa lui Dinu, n-am nicio problemă. Nu mai faceți compromisuri cu succesul vostru. Dacă voi simțiți că trebuie să lucrați cu cineva, lucrați cu persoana respectivă, n-am nicio problemă. Lucrează cu cine simți, nu mai fă, nu mai, să nu mai existe, vai că mă țineți, știi, mă cunosc cu Cătă de 20 de ani, da, lucrăm din complezență, că na, suntem, știi cum e, nu poți să-i spun lui Cătă că nu vreau să lucrez cu el. Nu, simplu, bă, lucrez, nu lucrez. Caută-ți omul cu care te potrivești, caută-ți omul care este pe ceea ce tu îți dorești să fie, pentru că știi ce se întâmplă. Peste un an de zile, alții se vor uita la tine și te vor judeca. Dar tu vei duce o viață mai bună pentru tine și familia ta. Și până la urmă, urmei, pentru cine faci lucrurile astea? Pentru cel care te judecă, dar nu face nimic pentru el? Sau pentru tine care faci pentru familia ta? Pentru cine le faci, dragul meu? Hai să fim realiști. Și atunci, dacă le faci pentru tine și familia ta, că e un răspuns normal, atunci de ce faci compromisuri cu succesul tău? De ce crezi că trebuie să lucrezi cu oricine? De ce crezi că trebuie să accepți pe oricine?
De ce crezi că un om care nu lucrează după valorile tale și după principiile tale trebuie să lucreze cu tine? Nu! Pentru că vă spun, contează satisfacția unui om care spune, da, nu sunt de succes, dar tu ai fost așa că eu, cum am vrut eu, deși ai făcut un rău și lui, pentru că nici el n-a evoluat, sau un om care te judecă, dar tu ai o viață mai bună pentru tine și familia ta și n-ai dat în cap la nimeni, atenție, n-ai făcut la nimeni rău. Că aici nu vorbim de a păcăli, aici vorbim, eu dacă am un sistem, lucrez după sistemul meu, creați-vă fiecare sistemul vostru, lucrați după sistemul vostru real. E foarte important cine te ajută și conjunctura în care ești. Am făcut greșeli inclusiv în Duo Life, că am alocat persoane cu care știam clar că trebuie să lucrez eu la oameni cu care știam clar că poate nu vor lucra pe această lungime de undă. Pentru că nu-i cunoșteau la fel de bine, nu puteau să facă ceea ce fac eu și le-a demonstrat viața că am greșit. Nu o să mai fac treaba asta. Nu o să mai dau la nimeni oameni doar ca să-i dau, pentru că ei cred că o să-i ajut. Nu-i ajut cu nimic. Pentru că ei nu răspund, nu lucrează după sistemul meu, nu înțeleg ceea ce vreau eu să fac, filozofia mea. Degeaba îți dau omul dacă tu înțelegi filozofia după care trebuie să lucrezi. Nu-ți asumi leadership-ul. Și ce faci? Tu de fapt te amăgești. Sunteți de acord cu mine? Spuneți-mi acolo cinstit, da sau nu. Te amăgești că ai dat un om și de fapt ai crezut că faci un bine, dar de fapt ai făcut un rău pentru că omul oricum e pierdut acolo. E adevărat? Vi s-au întâmplat lucruri de genul ăsta. Eu am trăit-o și o trăiesc în Duo Life, am trăit-o de multe ori. De-aia nu mai vreau să dau pe nimeni niciunde. Lucrez direct eu cu cine vreau să lucrez și îi pun acolo unde am interesul meu, pentru că atunci voi fi și eu motivat să lucrez. Că până la urmă, afacerea asta nu este despre binefacere. Binefacere va fi după ce voi câștiga bani. Binefacere este ceea ce fac cu banii pe care îi dau mai departe. Aveam pe cineva care a avut o datorie la mine și a spus, Dinu, karmic, nu sunt împăcat dacă nu-ți dau banii ăia. Și altcineva care mi-a spus, spune că nu-i mai iei banii. Și am spus, nu. O să iau banii, dar o să-i dau pentru o cauză în care el crede. Și am făcut cadou unei persoane care are nevoie de banii aia. Chiar dacă erau banii mei. Am făcut să conteze un lucru. Vreau să vă gândiți la toate aspectele astea când lucrați cu un om. E foarte important. Și am făcut o cauză și mai mare, da? Am donat banii aia pentru o cauză și mai mare și omul a fost împăcat sufletește. În mod normal, i-aș fi zis, da, ok, țineți banii. Dar nu asta era, că pentru el motivația și ceea ce el mi-a spus, trebuie să-mi plătesc datoria, era mult mai importantă. Sunt o grămadă de experiențe pe care o să le treceți și oamenii vă vor judeca. Eu vă spun, păstrați-vă direcția, pentru că veți putea ajuta mult mai multă lume după ce veți avea bani decât cu un simplu zâmbet frumos. Și nu înseamnă că cu un zâmbet nu ajutăm pe nimeni. O să ajutați. Dar credeți-mă că veți putea ajuta mult mai mult oameni atunci când ai din ce să dai. Că există o vorbă care de multe ori m-a durut și pe mine și n-am crezut-o, dar îmi dau seama că e adevărată. Ai grijă din ce plinătate dai. Din atât sau din atât. Că tu nu poți să dai decât din prea plinul tău. Dacă prea plinul tău este atât, ai grijă din ce dai. Că dai din nimic. Ok? Deci în spatele oricărui succes se află o echipă. Fă-ți echipa, muncește cot la cot, tu fii primul care lucrezi pentru ei, adică alături de ei, nu pentru ei, mă scuzați că am vorbit acum prostii, tu fii primul care lucrezi alături de ei, trage-i după tine, creează-ți un sistem, lucrează după el, fiecare să aibă sistemul lui din punctul meu de vedere. Creează valoare și ți se va întoarce valoare. Cum tratezi afacerea, așa te va trata și ea pe tine. Asta înseamnă, din punctul meu de vedere, o altă abordare a obiectivelor. Da, e clar că dacă îmi arăți calendarul tău, o să spun da, și prioritățile tale și arată-mi prietenii tăi ca să spun viitorul tău.
nu se pune în discuție, dragii mei. Asta a fost, asta a fost sesiunea de astăzi, da? Pe drum am mai pierdut niște persoane care probabil că n-au mai putut să stea. Bine, dragii mei, cam asta a fost pentru astăzi. Acum aș dori câteva feedback-uri de la voi, că a fost o sesiune un fel de altfel de a stabili obiectivele. Adică, ați văzut, e un proces în care n-am vorbit niciodată despre obiective cum am vorbit acum și chiar vreau să obțin niște feedback-uri dacă credeți că e bine să mai facem la anumite seminarii. Adică are o logică sau... din nou a fost așa, ca să fie. Ok. Vă stau la dispoziție. Aștept. Vreau să vorbesc eu. Iulia, bine, draga, mulțumesc. La mulți ani tuturor. Astăzi, după ce am primit caietul, l-am listat și l-am citit și a fost o chestie foarte interesantă ce m-a șocat la un moment dat. Ce am făcut altfel anul trecut față de anii anteriori? Și mi-am adus aminte că foarte mulți ani știi că obținusem tot ce se putea obține în MLM. Da. Și din 2009 am fost dat afară, se întâmpla. Corect. Și pe la n-am mai lucrat în MLM. Mi-am văzut de ale mele, câștigam bani, mai făceam ce făceam. Și acum, citind caietul tău, mi-am dat seama ce s-a întâmplat anul trecut. Am vrut să spun în acest an. Anul trecut, de fapt, la începutul anului trecut, mi-am scris țelurile. Dar țelul acela, cum spuneai tu mai înainte, era o necesitate. O necesitate foarte mare. Corect. Trebuia să vină fiica mea cu nepoțica mea în țară și să-mi lasă fetița câteva luni. Și mi-am dat seama că banii care îi câștig nu o să-mi ajungă să o răsfăț așa cum vreau eu. Deci necesitatea de care ai vorbit a fost extraordinar. Iar faptul că în acel moment am făcut un plan și mi-am scris țelurile așa, pe lună, pe trimestru, sigur, se putea și mai mult, dar totuși cred că am obținut un lucru foarte frumos anul trecut. Și chiar te rog ca aceste lecții despre țeluri să fie în fiecare seminar. Pentru că în momentul în care pornesc un om nou și încep să vorbesc despre țeluri, parcă li se schimbă un pic ceva pe față. A, lasă-mă! Păi încerc și văd eu. Exact. Nu se poate cu încerc și văd eu. Se poate doar că vreau, hai să vedem ce vreau și cum pot ajunge acolo. Este ceva ce nu se vede, nu-i palpabil aceste țeluri, fixarea țelurilor și omul parcă crede că vorbește aiurea, deși este extrem de important și asta dovedește faptul cum am conștientizat astăzi după caietul tău că ce am făcut altfel. Descris am mai scris și altă dată, dar nu existau date lângă ea. Așa că toată viața mea poate să se manifeste cândva. Și nu e același lucru. Nu e același lucru să conduci o mașină de 16 ani sau să conduci una nouă nouță. Corect. Ultimul răgne. Vorba unei prietene, știi? Altfel plâng în Mercedes. Da. Sau în Volvo, știi? În Volvo plâng mai bine, adică mă simt mai bine când plâng în Volvo decât pe bicicletă, știi? Ceva de genul. Deci acum să nu înțelegeți greșit că sunt de acord cu bicicleta, mai ales că, da, depunem efort, dar ca idee, știi, altfel plâng când stau într-un Volvo. Aici Ioan poate zic că un XC90 chiar plângi chiar mai bine, știi, în el. Da, Iulia, mulțumesc, așa este. Da, Dinu, așa că aceste, în fiecare seminar să există o oră despre țeluri, despre fixarea țelurilor, despre importanța acestor țeluri. Mulțumesc. Asta trebuie să o facem noi în privat, oamenii cu echipele noastre. Eu am vrut acum să trezesc mai multe, adică am vrut să trezesc în oameni, pentru că nu pot, o să vezi că dacă îl facem prea des, oamenii nu vor aprecia și vor lua ca o chestie, știi cum e, ce primești toată ziua. De-aia probabil, uite, n-am avut niciodată echipa noastră, 135 de participanți în direct și de fapt au fost 150 de înscrieri, doar că unii m-au spus clar că nu poate să participe. Deci 135 am ajuns la un moment dat, n-am fost niciodată în niciun webinar, doar echipa noastră, mă refer de sub Tamaș, dacă aici suntem de fapt de sub Tamaș.
ceea ce spune clar că oamenii au avut nevoie de o astfel de sesiune. Dar dacă era în fiecare săptămână sau o dată pe lună, crede-mă că lucrurile se pierd și nu mai au valoarea respectivă. Aici cred că ține de lideri să facă mai departe anumiți pași, anumite etape din caietul respectiv cu oamenii pe care îi întâlnesc și să-i facă să conștientizeze de fapt cât e de important obiectivul, că de fapt despre asta am vorbit astăzi, cât de fapt totul se leagă de el, totul se leagă de faptul că tu îți dorești, cât de mult îți dorești și cum vezi tu lucrurile. Totul este vorba de setarea minții și atâta. Da? Cam asta este. Mulțumesc frumos, Iulia, de feedback. Ce să zic? Unul dintre cei mai buni parteneri, nu numai studenți, pot să zic așa, pe care am avut și am întâlnit în ultimii 2 ani, ca să spun așa, de un an jumate de când sunt în Duo Life. Mulțumesc frumos, Iulia, pentru prietenia ta. Mulțumesc. Persoane, aș vrea și persoane care n-au prea vorbit, chiar dacă poate să un pic mai... Uite, Sonia Sabina, dacă poate să spune și ea câteva cuvinte, cum a fost pentru ea. Am văzut feedback-urile, au fost foarte multe și vă mulțumesc, chiar foarte frumoase feedback-urile și mulțumesc din suflet. Silviu, poate e timpul să te trezești încă o dată, mai ales că tu știi ce înseamnă provocările vieții mai mult decât oricare de aici din grup. Da, Sonia. Sonia, îmi place numele. Mulțumesc. Bună seara. Eu sunt destul de nouă și învăț deocamdată. Asta a fost o lecție de viață, nu neapărat. Da. Da. Și chiar am scris acolo un mesaj că am învățat mult în seara asta și îmi prinde bine că am reușit să particip. Am fost plecată din țară și, din păcate, n-am prea avut timp să particip. Dar acum vreau să nu mai lipsesc de la nicio întâlnire și am foarte multe de învățat, știu. Mulțumesc, Sonia, de feedback, deci a fost o sesiune bună în seara asta. Foarte altcineva? Bun. Pentru mine. Mulțumesc frumos. Și eu mulțumesc. Mateu? Alexei, și-o pornit microfonul. Nadia s-a obținut încă. Da, nu mai fac comparații așa, că ai văzut că nu mai... Nu, că după aia este cu chestie cu negativă, dar de fapt la voi e pozitivă. Da. Da. Nu, serios, pentru că sunteți oameni care vă place să ieșiți în față și credeți-mă că asta e prima nebunie, cu ghilimele de rigoare, pe care o are un lider. Deci îi place și are nevoie de a se afirma, de a fi prezent peste tot. Asta este, așa începem oricine. Ori toți am început așa. Așa că, Alexei, ești un viitor milionar, Nadia, la fel, nu vă faceți probleme. Zi, Alexei. Da, mersi. Da, foarte utilă informația și conștientizarea asta, că e important să, pe lângă faptul că ne stabilim obiective și știm exact ce vrem, e important să ne stabilim și obiceiurile care ne duc acolo. Adică care e acel lucru, să ne punem întrebarea, care e acel lucru, unul singur, care ne poate duce spre scopul nostru, dacă îl facem zilnic. Și studiile mai arată că se apropie ziua cu cea mai mare depresie din an, adică în care oamenii intră în depresie. 18 ianuarie, e a treia luni din ianuarie, în care oamenii, după ce își stabilesc obiectivele, dacă nu fac nimic, a treia luni din ianuarie îi lovește destul de grav. Adică în care îți dai seama, ok, cred că nu o să fac nimic nici anul ăsta, n-am făcut nici anul trecut, și realitatea în care dacă nu ai schimbat nimic și nu ți-ai implementat niciun obicei care să te ducă acolo unde vrei, o să te decepționeze și o să scazi și ca acțiuni și așteptări și obiectivele, nu o să le mai vrei să le faci. De asta e important să îți stabilești un obicei sau două pe zi care te pot duce acolo unde vrei. Foarte cam asta vreau să completez. Așa că, dragii mei, aveți timp până în 18, oricum obiectivul vostru este până în 15, așa că nu-mi fac nicio problemă, deci până în 15 aveți motiv să generați acțiuni care nu le-ați generat. Da? Nelu, trebuie să facem și noi acolo și un seminar și un tot, să nu fie până în 18, să nu treacă 18, da? Să avem acolo și mai avem, pregăte, v-am spus, mai avem specialiști lângă noi și mă bucur enorm de mult de asta. Bună seara tuturor și la mulți ani! Dinu, ai fost foarte profund și la un moment dat chiar foarte sentimental, așa, ai reușit să ne duci într-un punct că aproape ne rușinam. În schimb, nu sunt de acord cu chiar tot ce ai spus tu acolo, mai ales la exemple greșite unde scrii vreau să slăbesc că e un obiectiv greșit. Ce facem? Iei pâinea!
Da, vreau să slăbesc dacă nu este într-o lună sau două. Foarte bun. Este foarte bun obiectivul acesta și de regulă la început de an toată lumea și îl pune. Indiferent, da, pentru că în timpul sărbătorilor acumulăm măcar 2 kg și după aceea din 4 ianuarie sau după Sfântul Ioan. După Sfântul Ion. Lasă-mă să mănânc niște carne. Și ne punem obiectivul ăsta, da. Colega de dinainte, antevorbitoarea, spunea despre stabilirea obiectivelor și faptul că se sperie partenerii de discuție când le pui aceste întrebări, da, într-adevăr, pentru că este incomod. Și atunci nu ar fi, cred eu, nu este oportun să începem chiar cu asta. El trebuie să fie pregătit să-l învățăm să își pună obiectivele. Nu doar să îl să-l testăm și să vedem dacă știe sau nu știe asta. Pentru că cei mai mulți dintre noi nu știm să ne punem obiective și nu știm să le manageriem. Atunci ar trebui întâi învățați, conduși și după aceea stabili împreună făcut acest lucru, zic și eu. Așa și se va face și Iulia la fel tot așa face și ea, deci este despre același lucru vorbim, nu are legătură cu a testa pe cineva, ci are legătură cu a construi cu cineva un obiectiv clar. De ce? Pentru că una este, și de ce zic eu, adică vreau să slăbesc este un obiectiv greșit. De ce? Vreau să slăbesc ce înseamnă, Nelu, că și tu ai nevoie să știi, ok, omule, cât vrei să slăbești? În ce perioadă? Adică există niște întrebări suplimentare care vin să clarifice obiectivul. Asta înseamnă un obiectiv smarter și asta înseamnă, da, uite, vreau să slăbesc, Nelu, 5 kg în următoarele 2 luni, poți să mă ajut să fac treaba asta și atunci, da, Nelu poate să intre, Ioan, mă scuzați, da, eu Nelu îi spun, da, Nelu poate să vină și să ne ajute, da, Nelu este un specialist, da, el va fi expertul nostru pe nutriție, așa că să vă așteptați să vă întâlniți cu el cât de curând pentru o sesiune, dacă tot avem acum și shake-urile, să ne spună cum să le folosim într-un mod eficient. Da, el este expertul nostru de data asta, un expert cu adevărat din punctul meu. Toată lumea care vrea să slăbească să apeleze la mine. Cu siguranță, o să facem poate și programe, Nelu, și o să fie alături de noi și o să, de ce nu, să dăm mai departe, pentru că în comunitate despre asta vorbim de a avea valori și de a împărtăși valorile cu toată lumea. Da, corect, și asta, mulțumesc oricum, vedeți, sunt felul, oamenii înțeleg și oamenii vorbesc despre anumite lucruri și mă bucur enorm de mult că transmit în direct, pentru că poate și alții aveau aceste întrebări în mintea lor, dar nu le puteau spune sau nu le adresau și uite, acum cu ocazia asta se clarifică lucrurile. Mulțumim frumos celor care au dat feedback-uri. Mai un feedback vreau, uite, de la Dolha Ana Maria. Și dacă pe mine mă lași ultima atunci, te rog frumos. Bine, da, te las ultima. Sau da. Printre ultimii, da. Atunci, hai că nu iau ultimului cuvântul. Nu, că e Ana Maria, acum te-ai pregătit. Bună seara și la mulți ani. Bună seara. Și eu sunt la început, dar informațiile sunt foarte utile. Am mai lucrat în BLM-uri, dar aici este ceva diferit. Și ne transmis ceva diferit. Eu așa văd. Mulțumesc frumos. Și o să fie dacă ne stabilim obiective și așa, deci nu dăm greș. Eu le spun tuturor, fiți autentici, ceea ce înseamnă că nu e vorba de a imita, nu e vorba de a fi eu ca Ana Maria sau Ana Maria ca mine sau eu ca Răzvan sau Răzvan ca mine, ci este vorba pur și simplu de a trăi prin informația pe care o dau și asta îți dă puterea cea mai mare. De aia când cunoaștem informația avem credibilitate mai mare, de aia când vorbim cu oamenii și știm despre ce vorbim avem o credibilitate mai mare. De ce? Pentru că încrederea în tine este mult mai mare. Știi că nu vorbești proștii, știi că nu dai greș, nu trebuie să faceți nu transformați afacerea asta în altceva decât este, vă spun din start, nu transformați oportunitatea în altceva decât este, fiți corecți cu oamenii. Că într-adevăr, atât timp cât avem exemple că se pot reuși să fii 9 luni de zile director, cum am ajuns eu, dar cu siguranță se poate. Deci nu ai nicio urmă de îndoială că nu poți să faci lucrul ăsta. Sunt o grămadă de lucruri. Cât timp ai exemple, n-ai de ce să fugi de lucrul ăsta. Da, ok, n-am reușit eu, dar sunt oameni care au reușit. Hai să vedem ce fac ei și hai să facem și noi, pentru că asta înseamnă că e clar că ăsta e drumul spre succes. Atunci mă bucur enorm de mult de oricine. Da, mă bucur foarte. Mulțumesc, Ana Maria, de feedback. Da, dragii mei, ce zic, foarte multe feedback-uri pe chat, vă mulțumesc din suflet, nici nu am, dacă le citeam acum, chiar stăteam. Și aș vrea o poză de final, dacă pe cine deranjează poate să închidă camera, pe cine nu deranjează o poză, dacă ne putem deschide camerele, să facem așa o poză. Da, chiar dacă am rămas mai puțin, nu contează, n-o să pun numărul, că după aia apărem mai... Nu, n-are legătură, dar e fain așa, da, zâmbiți acum toți.
Perfect, hai să vedem dacă am prins bine. Imediat. Da, Răzvan zâmbește frumos. Femeile zâmbesc frumos, asta e important. Noi bărbații mai... Perfect, este una dintre cele mai frumoase poze pe care le-am făcut până acum. Așa că începem nou an cu o poză superbă, începem nou an cu un plan foarte bun. Așteptați noutățile că vor veni. Experții sunt lângă noi și le mulțumesc din suflet pe nutriție, pe make-up. O să avem și, abia aștept seminarul din februarie, turneul meu din ianuarie. Dragii mei, folosiți-vă de tot ce am învățat astăzi, de tot ce am conștientizat împreună astăzi și hai să facem un an deosebit pentru noi și mai ales pentru oamenii care vin alături de noi. O zi și o seară minunată. Mulțumim din suflet.